Urmează 3 zile de foc pentru copiii care termină în acest an ciclul primar. Elevii de clasa a 4-a vor susține în perioada 17-19 mai evaluarea națională. Examenul se dă în 185 de unități de învățământ din tot județul, însă copiii nu vor primi note, ci doar punctaje menite să îi ajute pe dascăli să vadă care este nivelul de cunoștințe al fiecărui elev în parte. În perioada 17-19 mai se desfășoară evaluarea națională pentru elevii clasei a 4-a. Aceasta se desfășoară în 185 de unități de învățământ din județul Sibiu și va fi susținută de către 3.998 de elevi. Structura acestei evaluări este formată dintr-un test ce evaluează competențele de înțelegere a textului scris în limba română, ce se va desfășura mâine, 17 mai, un test care vizează evaluarea competențelor la matematică, ce va avea loc în 18 mai, miercuri, și un test care vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba maternă, acolo unde avem clase pentru învățământ în limba minorităților maghiară și germană, joi, 19 mai. Aceste teste sunt evaluate în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din fiecare unitate, iar rezultatele sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate de învățământ. Părinții ajung să afle ce note au luat elevii? Sunt coduri, nu sunt note, sunt coduri pentru fiecare nivel de rezolvare. Un cod este pentru rezolvare corectă, un cod pentru rezolvare parțială, un cod pentru rezolvare greșită și un cod pentru faptul că nu au rezolvat itemul, adică nu s-au apucat de rezolvarea lui. Elevii vor avea la dispoziție o oră pentru fiecare probă de test, iar cei care au studiat în limbile minorităților primesc subiectele atât în limba română cât și în limba maternă. Examenele se vor desfășura în aceleași săli în care elevii și învață, de obicei însă din clase vor fi îndepărtate potențialele surse de inspirație. Copiii nu vor avea voie de asemenea nici cu telefoane mobile asupra lor. Testele vor fi corectate și evaluate ulterior în cadrul aceleiași unități de învățământ. Rezultatele acestora nu se vor face publice și nu se pun în catalog. Ele vor fi utile însă pentru a ajuta dascălii la elaborarea planurilor individuale de învățare. Părinții și reprezentanții legali ai școlarilor testați vor fi însă informați cu privire la nivelul de educație al elevului testat. După ce au cheltuit 6 milioane de euro pe 30 de milioane de pastile cu iodură de potasiu, reprezentanții Ministerului Sănătății s-au răzgândit și nu mai împart oamenilor medicamentele, ca și în cazul vaccinurilor COVID pe care nimeni nu le mai dorește și acestea vor zăcea cel mai probabil până la expirare, prin cine știe ce depozit. Anunțul a fost făcut de însuși Ministrul Sănătății. Acesta spune că momentan pastilele nu pot fi distribuite după ce medici de familie au refuzat să-și încarce programul și cumpărțirea medicamentelor. Pastilele vor rămâne la direcțiile de sănătate publică din fiecare județ. La momentul de față, în stocul DSP Sibiu se află în jur de 600.000 de pastile cu iodură de potasiu. Acestea ar trebui să ajungă la Sibiu în cazul unui accident nuclear, cum a fost cel de la Cernobâl din 1986. În caz de nevoie, pastilele ar urma să fie administrate în diferite doze bebelușilor, copiilor și adulților. Cei care au acasă pastilele de iodură de potasiu sunt sfătuiți să nu le ia de capul lor preventiv. Chiar și în cazul unui accident nuclear, administrarea preventivă nu are efect. Iodura de potasiu trebuie consumată în primele 7 până la 24 de ore de la expunerea la radiații. Weekendul s-a încheiat tragic pentru un bărbat în vârstă de 50 de ani din Jina. Omul a mers la pădure și în timp ce tăia un copac, acesta s-a prăbușit peste el. La fața locului au ajuns pompierii din Sibiu și un echipaj smurt cu medic. Salvatorii l-au scos pe bărbat de sub trunchiul căzut, iar medicul a început manevrele de resuscitare, însă acestea au fost fără succes. Salvatorii s-au văzut nevoiți să declare decesul bărbatului. Sâmbătă 14 mai, pompierii militari din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență în pădurea de la ieșirea din localitatea Jina spre județul Alba, cu auto specială de primă intervenție și un echipaj smurt cu medic, pentru a acorda îngrijiri medicale unei persoane care a fost prinsă sub trunchiul unui copac. La fața locului, salvatorii au extras o persoană de sex masculin de aproximativ 50 de ani, aceasta fiind inconștientă și în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, însă, din păcate, persoana nu a răspuns acestor manevre și astfel a fost declarat decesul acesteia.
Pe lângă clasicele evaluări naționale, Ministerul Educației vine din acest an cu un nou tip de evaluări. Acestea vor include pentru început o testare standardizată pilot desfășurată în 329 de unități de învățământ din toată țara. Excepție de la examinare vor face școlarii din anii terminali. Conform ordinului publicat în Monitorul Oficial, la nivelul fiecărui județ au fost alese câte 7 unități de învățământ. Testările vor avea loc în perioada 30 mai-10 iunie pentru elevii de clasele 1-7 și în perioada 30 mai-8 iunie pentru cei de liceu. Din fiecare județ au fost alese un colegiu sau liceu pedagogic, o unitate de învățământ gimnazial din municipiul reședință de județ, una din oraș mai mic, una din mediul urban, una din mediul rural mic, una din mediul rural mare și un liceu din mediul rural. Elevii din clasele 1-7 vor da examen la matematică și română, iar cei de liceu, în funcție de profil și specializare, vor avea de susținut probe la română și matematică sau istorie. În județul nostru au fost alese să facă parte din programul pilot de testare unități de învățământ din Sibiu, Tălmaciu, Agnita, Ogna, Sibiului, Racovița și Șelimbăr. În municipiul Sibiu au fost alese Colegiul Pedagogic și Școala 21. Reprezentanții Ministerului Educației consideră că aceste testări pilot este extrem de importantă în acest an, mai ales că educația din țara noastră a trecut prin perioade extrem de dificile în pandemie. Evaluarea va avea doar scop de analiză. Ea nu va genera note și nu va genera ierarhizări ori clasificări nici în rândul elevilor, nici în rândul școlilor și nici în rândul dascălilor. Primăria Sibiu intenționează să reabiliteze cât mai multe blocuri din oraș cu bani europeni. La sfârșitul săptămânii trecute au fost depuse primele 12 proiecte pentru eficientizare energetică a unor blocuri, iar la momentul de față sunt în lucru încă 11 proiecte. Finanțările vor fi făcute cu bani proveniți din Planul Național pentru Redresare și Reziliență. Primele 12 unități locative care vor beneficia de eficientizare energetică sunt blocuri de pe străzile Rușciorului, Constituției, Țiglari, Milea Iazului, Șteflești, Vrancei, Mihai Viteazu și Uzinei. Printre blocurile care urmează să capete o nouă înfățișare și să se bucure de o eficientizare energetică, ce va duce la un consum scăzut cu până la 50%, se numără și blocul Turn de pe Milea, unde în urmă cu 5 ani o adolescentă și-a pierdut viața după ce, aflată pe acoperișul clădirii, s-a rezemat de grătarul din dreptul balcoanelor, acesta s-a desprins iar fata a căzut în gol. Valoarea proiectelor se ridică la peste 51 de milioane de lei. După obținerea finanțării, municipalitatea sibiană va iniția licitațiile de proiectare și execuție a lucrărilor. În încercarea de a face rost de bani pentru buget, dar și pentru combaterea evaziunii fiscale, ANAF ia cu asalt firmele din toată țara. Sunt anunțate ample acțiuni de control coordonate de însuși șeful ANAF. Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al contribuabililor onești și că această instituție merită încrederea și respectul cetățenilor, dar și că vom lupta cu determinare împotriva evaziunii fiscale. În acest sens, vreau să vă anunț că în următoarele zile vom începe controle ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune. Combaterea evaziunii este unul din principalele obiective ale ANAF, precum și parte din misiunea mea personală la conducerea acestei instituții. Combaterea evaziunii fiscale a devenit obiectiv principal al instituției și se are în vedere eradicarea acestui flagel al economiei pentru a asigura resursele necesare îmbunătățirii nivelului de trai al populației. În egală măsură însă șeful ANAF dă asigurări că va lua măsuri drastice împotriva tuturor inspectorilor care tind să comită abuzuri în serviciu. Acesta a lansat un număr de apel al cabinetului său unde oamenii pot face reclamații. Cei care s-au simțit nedreptățiți în timpul controalelor pot reclama comportamentele abuzive la numărul de telefon 0723 56 8179. După 2 ani de restricții impuse de pandemie, în weekend sibienii s-au bucurat de cultură la superlativ. Oamenii au luat cu asalt muzeele, iar în topul preferințelor s-a numărat Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Acesta a reușit să adune în doar 6 ore peste 11.000 de vizitatori. Evenimentul s-a aflat la cea de-a 18-a ediție. Pe lângă Muzeul în aer liber, vizitatorii s-au putut bucura de program prelungit și acces gratuit și în Muzeul Țării Secașelor din Miercurea Sibiului, dar și în Centrul Cultural Memorial din satul Nou Român. Cei care au fost în Muzeul din Dumbrava s-au putut bucura însă de ateliere meșteșugărești și gastronomice. Fiecare eveniment în parte s-a bucurat de o maximă atenție din partea publicului.